14 proiecte de hotărâre au fost supuse discuției și aprobării consilierilor județeni la ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița din acest an. Aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025, stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare pe anul 2023 au fost câteva din aceste proiecte. Înainte de toate vreau să vă supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Ordinea de zi cred că a fost distribuită. Avem și o suplimentare ordine de zi. Ați văzut și propunerile suplimentare. Ca atare vă supun la vot ordinea de zi cu suplimentările pe care le-ați privit. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Sunt deja 29. Domnul Vorm, domnul secretar, puteți începe cu primul proiect de ordine de zi. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor, stimați consilieri județeni, reprezentanții mass media. Deschidem ordinea ședinței de astăzi cu un proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Ialomița numărul 90 din 2022 privind aprobarea organigramei statului de funcție și a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița cu modificările și completările ulterioare. Vorbim despre o singură modificare ca urmare a îndeplinirii condițiilor de promovare în grad. Un coleg al nostru din cadrul Direcției de Amenajare Teritoriului și Urbanism a susținut concursul de promovare, drept pentru care propunem trecerea lui de pe referent de specialitate grad profesional principal pe referent de specialitate grad profesional superior. Mulțumesc frumos. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Ți-abține cineva? Aprobat. Următorul proiect. Următorul proiect de hotărâre propune aprobarea modificării hotărârii Consiliului Județean Ialomița 6 din 2022 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2022 și estimări pentru anul 2023-2025. Ca urmare unei adrese primite din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, prin care ne informează că la nivelul județului Ialomița au fost colectate sume mai mari din impozitul pe venit decât cele prognozate inițial, se propune repartizarea pe bugetele locale a unei sume suplimentare de 594.640 de lei pe bugetele locale, potrivit anexei la proiectul de hotărâre. Mulțumesc frumos. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu? Aprobat. Următorul proiect. Al treilea proiect de hotărâre propune stabilirea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița pentru anul 2023. Am discutat în toate cele 5 comisii de specialitate acest proiect de hotărâre. Sunt diferențe destul de mici față de anii precedenți. Sunt câteva modificări legate de taxe și tarife de închiriere a sălii de spectacole Europa în care ne aflăm, ca urmare a creșterii prețurilor la energie electrică, gaze naturale. Câteva modificări minuscule legate de taxe și tarife pentru documente aflate în Arhiva Consiliului Județean Ialomița, care trebuie multiplicate și difuzate către terți la solicitarea acestora. De asemenea, taxa de intrare la Muzeul Național al Agriculturii a fost propusă de către domnul manager să crească de la 4 lei la 8 lei. Este o sumă simbolică. Și mici ajustări ale taxelor pentru avizarea documentației de amenajare teritoriului și urbanism, ne referim la planul de urbanism zonal și plan de urbanism de detaliu. În rest, 95% dintre taxe rămân la nivelul prognozat în anul precedent. Mulțumesc frumos. Și este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu? Aprobat. Următorul proiect. Următorul proiect de hotărâre propune stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița. Sunt anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre care au fost discutate în cadrul comisiilor de specialitate. Mulțumesc frumos. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu? Aprobat. Următorul proiect.
Următorul proiect de hotărâre propune aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere datorată de către persoanele vârstnice care sunt îngrijite în căminul de persoane vârstnice inginer Vadim Rusu de la Balaciu și centrul de persoane vârstnice Fierbinți Târg pentru anul 2023. Potrivit unei hotărâri de guvern, 1253 din 2022, standardele de cost pentru servicii sociale au fost majorate. Potrivit legii, suntem obligați să mergem cu costul mediu de întreținere la nivelul standardului minim de cost, și anume 7.041 de lei pe lună pentru persoane dependente, pentru persoane semidependente 4.821 de lei și pentru persoane independente 3.633 de lei lunar. Contribuția lunară de întreținere, datorată de către persoanele vârstnice îngrijite în cele două centre de asistență socială din subordinea DGASPC Ialomița, este stabilită la nivelul cheltuielor efective realizate în cele două centre în anul 2022, tot așa pe trei grade de dependență. Persoane dependente 4.820 de lei pe lună, persoane semidependente 3.055, iar persoane independente 3.019 lei pe lună. Potrivit legislației în vigoare, aceste sume sunt plătite de către beneficiarii serviciilor găzduiți în centre de asistență socială în cuantum de maxim 60% din valoarea pensiei pe care aceștia o au. Diferența până la cuantumul contribuției lunare de întreținere se suportă de către susținătorii legali dacă aceștia realizează venituri peste salariul net minim brut pe țară, minim garantat în plată la nivelul anului 2023. Și aici este un amendament. Când s-a redactat proiectul de hotărâre, salariul minim brut pe țară era de 2.550 de lei. Actualmente este de 3.000 de lei potrivit unei hotărâri de guvern adoptate acum câteva zile, drept pentru care amendamentul la asta se referă, și anume 1.774 de lei net să aibă susținători legali. Dacă au venit sub această sumă, nu vor plăti contribuție pentru beneficiarii din centre. Dacă au peste această sumă, vor plăti această diferență. Dacă nu au venit nici beneficiarii, nici susținătorii legali, atunci se suportă contribuția din bugetul public al județului Ialomița. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Vă spun la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu? Aprobat! Mulțumesc frumos! Proiectul al șaselea de pe ordinea ședinței de astăzi stabilește prețurile medii ale produselor agricole în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare pentru anul 2023. Proiectul de hotărâre, care fiecare dată are la bază o propunere formată de către Direcția Județeană pentru Agricultură Ialomița, și sumele sunt următoarele: pentru grâu 1,20 lei pe kilogram, orz 1,20 lei pe kilogram, rapiță 2,60 lei pe kilogram, floarea soarelui, de asemenea, 2,60 de lei pe kilogram, porumb 1,24 de lei pe kilogram. Aceste prețuri vor intra în vigoare de data de 1 ianuarie 2023. Mulțumesc frumos! Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu? Aprobat. Următorul proiect? Următorul proiect propune stabilirea prețului mediu pe tonă de iarbă de masă verde obținută de pe pajiște pentru anul 2023. Prețul propus de către Direcția Agricolă este de 30 de lei pe tonă de masă verde pentru anul 2023 și va fi folosit în vederea determinării prețului concesiunii închirierii pentru suprafațele de pajiște aflate în domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale din județul Ialomița pentru anul 2023. Mulțumesc frumos! Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu? Aprobat. Următorul proiect, domnul secretar? Următorul proiect propune aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, rezultați în urma documentației la faza de proiect tehnic pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice a școlii profesionale speciale Ion Teodorescu din municipiul Slobozia. Valoarea indicatorilor tehnico-economici se ridică la 5.213.519 lei cu TVA, din care construcții montaj 3.342.307 lei cu TVA, având o perioadă estimată de execuție a lucrărilor de 10 luni. Mulțumesc frumos! Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu? Aprobat. Următorul proiect? Al numărul proiect propune aprobarea modificării hotărârii Consiliului Județean Ialomița 96 din 2021 privind aprobarea realizării proiectului creșterea eficienței energetice a școlii speciale Ion Teodorescu Slobozia și a cheltuielor legate de proiect. Ca urmare a aprobării hotărârea tocmai votată a noilor indicatori tehnico-economici, se aprobă în mod corelativ și bugetul proiectului.
Contribuția proprie a județului Ialomița la finanțarea proiectului va fi de 881.915 lei cu TVA, formate din 2% cheltuială eligibilă și cheltuială neeligibilă și va fi suportată din bugetul public al județului. Mulțumesc frumos. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Aprobat. Mulțumesc frumos. Următorul proiect. Al 10-lea proiect de hotărâre propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, eficientizare energetică, sala de spectacole Europa, foaier și centrul de informații pentru cetățeni. Ca urmare a elaborării de către o firmă specializată acestei documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatorii tehnico-economici rezultați sunt în cuantum de 5.895.818 lei cu TVA, din care construcții montaj 4.075.000 de lei cu TVA, având o perioadă de 9 luni pentru execuția lucrărilor. Mulțumesc frumos. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Aprobat. Următorul proiect. Următorul proiect este unul cu vot secret. Propune modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița 170 din 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Ion Teodorescu Slobozia pentru anul 2022-2023. Având în vedere faptul că fosta noastră colegă Doina Roșca nu mai lucrează în Consiliul Județean, însă fiind votată ca și reprezentant în Consiliul de Administrație al Școlii Speciale, Ion Teodorescu, este nevoie de desemnarea unui nou reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administrație al acestei școli. Mulțumesc frumos, o să rog pe domnul vicepreședinte Cătălin Grigore să facă o propunere. O să o propunem pe doamna consilier superior Elena Oancea, care lucrează în cadrul compartimentului de relații cu mass media Consiliului Județean. Mulțumesc frumos. Mai sunt și alte propuneri? Este în sală, doamna Oancea. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, rog comisia de propuneri să dăm la tipărirea hotărârii obținerilor de vot și în timp ce noi suntem în procedură de aprobare a următoarelor proiecte de hotărâre de Consiliul Județean, să realizăm și procedura de vot. Mulțumesc frumos, domnul secretar general, să continuăm. Continuăm ordinea de zi a ședinței cu proiectul numărul 12 privind trecerea din domeniul public al județului Ialomița în domeniul public al municipiului Urziceni, a unui teren în suprafață de 106 metri pătrați, situat în municipiul Urziceni, strada Teilor numărul 2. Se aprobă prin proiectul de hotărâre trecerea din domeniul public al județului Ialomița în domeniul public al municipiului Urziceni, a terenului despre care v-am vorbit, care este descris în anexa la proiectul de hotărâre. Are la bază proiectul de hotărâre, pe de o parte, o hotărâre noastră anterioară de dezmembrare de carte funciară și, pe de altă parte, o hotărâre a Consiliului Local Urziceni, în care ne solicită să treacă acest teren din domeniul nostru public al județului, în domeniul public al localității Urziceni. Inventarul bunurilor din domeniul public va fi actualizat în mod corespunzător. După votarea hotărârii, dacă ea va fi aprobată, în 10 zile vom face procesul verbal de predare pe mire cu municipiul Urziceni. Mulțumesc frumos și este pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Aprobat. Următorul proiect. Următorul proiect propune trecerea din domeniul public al județului Ialomița în domeniul public al municipiului Slobozia, a bunului imobil, centru de îngrijire de zi, situat în municipiul Slobozia, pe strada nordului numărul 2 și a terenului aferent. Este vorba despre locația actualului centru de îngrijire de zi, aflat pe strada nordului. El este dat în administrare către municipiul Slobozia pentru o hotărâre de Consiliul Județean din anul 2005. Am primit la Consiliul Județean o hotărâre din partea Consiliului Local Slobozia în care ne solicită să treacă această clădire împreună cu terenul aferent din domeniul public al județului, în domeniul public al municipiului, având în vedere noile norme de securitate la incendiu și necesitatea de a realiza niște investiții mai ample acolo pentru a putea investi în respectiva locație, ar avea nevoie de proprietatea și nu doar dreptul de administrare asupra centrului respectiv. Aceasta este rațiunea pentru care vă propunem ca această clădire să treacă din domeniul public al județului în domeniul public al municipiului Slobozia. Mulțumesc frumos. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Aprobat. Următorul proiect. Al 14-lea proiect propune trecerea transmiterea unui tronson din drumul județean 101B, cuprins între kilometri 51-321 și kilometru 51-862, situat pe raza unității administrative teritoriale a Rădulești, din domeniul public al județului Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rădulești. Este un proiect similar cum multe altele pe care le-am mai avut. Primarul Comunei Rădulești dorește să investească
în realizarea de trotuare în ampleza drumului județean care străbate această localitate, drept pentru care, pentru o perioadă de 30 de luni, ne solicită trecerea în administrarea Consiliului Local Rădulești a respectivului tronson. După finalizarea investiției, sigur, tronsonul de drum va reveni în domeniul public și în administrarea Consiliului Județean Ialomița. Mulțumesc frumos. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Aprobat. Următorul proiect, domnul secretar. Intrăm în suplimentarea ordinii de zi. Proiectul numărul 15 propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalului indicator tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizarea DG213A, limita de județ Călăraș, intersecția cu DG201, Mărculești, intersecția cu DN2A la Bucu, Scânteia, intersecția cu DN21. În documentația de avizare a lucrurilor de intervenție s-au desprins niște indicatori tehnico-economici care se cifrează la sumă de 118.458.753 de lei cu TVA, din care construcții-montaj 106.261.065 de lei cu TVA, având o perioadă de 9 luni de execuție a lucrărilor. Mulțumesc frumos. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Aprobat. Următorul proiect. Al 16-lea proiect propune aprobarea contului execuției bugetului general al județului Ialomița pentru trimestrul 4 preliminat pentru anul 2022. Modul în care s-au cheltuit finanțele publice județene este reflectat în anexele 1-5 la proiectul de hotărâre. Mulțumesc frumos. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Aprobat. Următorul proiect. Următorul proiect propune aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița pe anul 2022. Valoarea bugetului rectificat se cifrează la venituri la 320.880.000 de lei, cheltuieli 386.299.000 de lei, cu un deficit de 65.419.000 de lei, care va fi acoperit din excedentul bugetar al anului precedent. De asemenea, se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Ialomița la venituri cu un buget de 23.394.050 de lei, cheltuieli 23.424.050 de lei, cu un deficit de 30.000 de lei, care va fi suportat din excedentul anului precedent. Mulțumesc frumos. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Aprobat. Următorul proiect. Proiectul numărul 18 propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență din Slobozia pentru anul 2022. Bugetul rectificat se cifrează la 158.392.500 de lei la venituri, la cheltuieli 158.589.500 de lei, având un deficit de 197.000 de lei, care va fi suportat din excedentul anului 2021. Mulțumesc frumos. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu participă la vot domnul consilier județean. Domnul Iang. Domnul Iang. Aprobat. Următorul proiect. Proiectul numărul 19 propune stabilirea standardelor de bază pentru personal din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Ialomița. La anexa numărul 1 se stabilesc salariile de bază pentru aparatul de specialitate al DGASPC Ialomița. La anexa numărul 2 pentru două posturi, unul de preot și unul de garderobier, care există în organigrama Spitalului Județean de Urgență din Slobozia și care nu se regăsesc în grea de salarizare la legea 153 din 2017. Totodată, propunem, potrivit ordonanței de urgență a Guvernului 168 din 2022, creșterea cu 10% a salariilor pentru personal din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Ialomița, care au stabilit de salariile prin unirile de salarizare potrivit legii 153 din 2017, fără a se depăși cu această creștere salarială valoarea nominală stabilită prin acele anexe la legea 153 pentru anul 2022. Mulțumesc frumos. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Ultimul proiect de hotărâre pe ordinea ședinței de astăzi propune modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean 41 din 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița. Un coleg al nostru din cadrul direcției a absolvit facultatea, a terminat studii superioare. Ca urmare a acestui fapt s-a organizat un concurs de promovare în clasă.
promovează prin acest proiect de hotărâre de pe funcția cu studii medii de referent, grad profesional principal, pe cea de consilier, studii superioare, grad profesional asistent. Mulțumesc frumos. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Aprobat. Îl invit pe domnul președinte al Comisiei. Mulțumesc frumos, consider aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea doamnei Oancea în Consiliul de Administrație. Stimați colegi, o să mai avem o ședință, probabil că în sistem online, pentru că în perioada imediat următoare apar tot felul de provocări și pentru noi și pentru guvernanții noștri. Se pare că ne pregătesc niște surprize plăcute de sfârșit de an. Se va face, din câte știu, o rectificare bugetară și va trebui să ne vedem într-o formulă pe care o să o agreem împreună, probabil online, și mai sunt și alte proiecte pe care va trebui să le aprobăm până în perioada sărbătorilor sau după, între Crăciun și Revelion. Dacă nu ne mai vedem în format fizic, eu vă urez sărbători fericite, numai gânduri bune, anul 2023 să fie un an mai bun, cu mai puține crize și să vi se îndeplinească tot ceea ce vă doriți, să fiți veseli, bucuroși și fericiți. Numai bine, la mulți ani! Următoarea ședință a Consiliului Județean Ialomița va avea loc în luna ianuarie anului 2023.